vieții nu o are oricine. Nu e ceva la care se poate ajunge ușor, pentru că viața vine doar de la Dumnezeu, doar El le ține esența vieții. Doar Dumnezeu vieții, doar Dumnezeu e sursa vieții, doar Dumnezeu e sforul nesfârșit de apă fie a vieții. După creație, Dumnezeu a făcut multe lucrări pline de vitalitate, aduc viață omului. El a plătit un mare preț ca omul să câștige viața. Doar Dumnezeu însuși viața veșnică, El este calea spre învierea. Mereu în inima omului, El trăiește mereu printre oameni. Forța care le conduce viața și temelia existenței lor e cum oarea din care trește omenirea, face oamenii să să trăiască puternici în rolurile lor. Doar Dumnezeu are calea vieții, doar Dumnezeu e sursa vieții, doar Dumnezeu e sforul nesfârșit de apă fie vieții. Grație puterii Lui și forței nesecate a vieții, omul a trăit generații după generații. Forța vieții Lui Dumnezeu îl susține pe om mereu. Dumnezeu a plătit un preț pe care niciun om obișnuit vreodată nu l-a plătit. Forța vieții Lui triumfă peste orice și depășește orice altă putere. Viața Lui e veșnică, puterea Lui e extraordinară. Nici o ființă creată sau dușman nu poate copleși forța vieții ce există și radiază oriunde și oricând. Doar Dumnezeu are calea vieții, doar Dumnezeu sursa vieții, doar Dumnezeu e sforul nesfârșit de apă fie a vieții. Cerul și pământul se pot transforma, dar viața lui Dumnezeu nu se va schimba. Lucrurile dispar, dar viața lui Dumnezeu rămâne. Pentru că El e forța și rădăcina existenței tuturor lucrurilor, El e viața veșnică. Viața omului vine
de la Dumnezeu. Cerul există datorită lui Dumnezeu. Și pământul există datorită forței vieții lui. Niciun obiect cu vitalitate nu poate depăși supremația lui. Și niciun lucru viu nu va ieși limitele autorității lui. Doar Dumnezeu are calea vieții. Doar Dumnezeu e sursa vieții. Doar Dumnezeu e sporul nesfârșit de apă vie a vieții. Toți oamenii fără excepție, toți oamenii trebuie să se supună sub stăpânirea eternă a lui Dumnezeu, să trăiască sub porunca lui. Nimeni nu poate scăpa, nimeni nu poate scăpa, nimeni nu poate scăpa de sub controlul lui.